Bună seara! Îmi revine onoarea ca în numele școlii româno-finlandeze să vă spun bun venit la conferința Ce-i lipsește educației din România. De aceea vă salutăm pe dumneavoastră, stimați profesori, directori, inspectori, pe toți cei care sunteți prezenți. Aș dori la începutul conferinței să o invit pe doamna inspector Daniela Bădescu, care este inspectorul coordonator pentru sectorul 6, o colaboratoare a proiectelor de educație. Doamna inspector, vă invit cu toată. Bună seara! Mă bucur foarte tare că sunt astăzi aici. Salut atât distinși invitați, cât și pe colegii mei, doamnele, domnii profesori, doamnele, domnii directori care aici sunt în sală și pe care sunt încântată să-i întâlnesc astăzi. Sper să fie o dezbatere interesantă, care să aducă o plus valoare experienței noastre și vă felicit că sunteți astăzi aici. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna inspector! Vreau să vă anunț, conferința este live pe www, cred că s-a și afișat, vreau să se afișeze prodocensmedia.ro. O să rog pe cei de la calculator să anunțe. Ne bucurăm să salutăm în seara aceasta și din partea Ambasadei Americii pe domnul Tim Saraile. Vă rog să-l aplaudați. Și acum sunt onorat ca din nou pe pământul nostru aici, la răsăritul lui, să o avem pe excelența sa, doamna ambasador Päivi Hojaemo. Suntem onorați să o avem din nou la toate evenimentele. Dânsa este trup și suflet și face orice pentru ca sistemul de educație din România să fie tot mai bun. Vă mulțumim, doamna ambasador, suntem onorați să vă avem. Bună ziua, bună seara. I'm afraid that's it, because my Romanian hasn't advanced a lot. Trebuie să mă opresc aici, întrucât româna mea nu a progresat foarte mult. Dear Alina, Mr. Zeuza. Alina, domnule Ceuța. Congratulations for organizing this conference today. Felicitări pentru organizarea unei astfel de conferințe. It's already my third year in Romania. Este pentru mine cel de-al treilea an în România. And during all this time, the national debate on education has been very active. Și în tot acest timp, dezbaterea asupra educației a fost întotdeauna un subiect de activitate pentru noi. I find the debate very welcome indeed. Văd dezbaterile de acest gen extrem de binevenite. As education is truly one of the most important questions for every country. Pentru că educația este cea mai importantă întrebare pe care fiecare țară ar trebui să-și o pună. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, I was invited to give you an insight under the title What Romania Could Learn from Finland on Education. Am fost invitată să vă vorbesc despre câteva gânduri ce ar putea învăța România de la Finlanda în zona educației. I feel quite passionate about education, so my apologies, I will speak long. Sunt tare pasionată de educație, așa că vă rog să nu vă supărați că voi vorbi destul de mult astăzi. During the past years, Finland has been requested to help in many different countries in abroad
when it comes to reforming the education sector. În ultimii ani Finlanda a fost invitată să ajute țări de peste tot din lume atunci când vine vorba despre educație. As Finland likes to share the lessons learned and best practices with its partners. Finlanda dorește să împărtășească cele mai bune lecții învățate cu partenerii săi. And because even adopting some key elements can make perhaps a miracle or a difference. Și pentru că și doar a adopta anumite idei centrale pot să facă o diferență. I also have found it important to participate in the debates in Romania. Mi-am dat seama că este foarte important ca și eu să particip la astfel de manifestări chiar și în România. It is long. Are you sure? Okay. The long-term and sustainable success of the Finnish education system. Succesul educației finlandeze is based on some cultural characteristics and national solutions. Este dat de câteva caracteristici culturale și câteva soluții naționale. It all started with a shared joint national vision of the importance of education. Totul a început de la ideea unei viziuni coerente și împărtășite asupra educației. It is said that each country has its own national narrative. Se spune că fiecare țară are narațiunea ei națională. And in Finland's case, it was the understanding that the education and investing in every single child was the future, well, was the path to future prosperity of the nation. Și în Finlanda această narațiune a sunat cam așa: dacă investim în fiecare copil în parte și în educație în sine, vom avea un viitor mai bun. So we have this slogan that we like to repeat a lot. Așa că repetăm un slogan foarte des. So educating a child. A educa un copil is the best investment for the future prosperity of every nation. Este cea mai importantă investiție pentru prosperitatea viitoare a unei națiuni. So my country Finland has truly underlined the right of equally high quality education for every child living in Finland. Așa că în țara mea, în Finlanda, acest drept al educației de calitate pentru toți copiii a fost bine implementat. In order to maximize their individual potential to be who and what they want to be. Pentru a maximiza potențialul de a deveni ceea ce își doresc ei și cine își doresc ei. What has been of crucial importance in Finland? Ce a fost de importanță crucială în Finlanda? That education hasn't been politicized at all. Este faptul că în educație n-a fost implicată politica. So during decades there has been this wide political landscape of all political parties in support. Așa că suportul pentru educație în Finlanda a fost dat de toate partidele politice. And currently around 11% of public funds are directed to education. Și în momentul de față s-a ajuns la 11% din fondurile naționale pentru educație. So when these Finnish experts of education are invited to foreign countries, când experții finlandezi sunt invitați să vorbească altor țări, they raise questions from our perspective. Întotdeauna ridică întrebări. For example, de exemplu, are children motivated to learn? Are they eager to go to school? Sunt copiii motivați să învețe? Le place la școală? Do the youngest pupils have enough of time to play? Au timp suficient de joacă cei mici? How long does it take in average to take for the homework? Cât timp petrec la teme? Do teachers have the capacity of guiding every single pupil? Au profesorii capacitatea de a ghida chiar fiecare copil în parte? And do the universities, economy and industries receive what they need as an outcome of the schooling process? Primește universitatea ceea ce are nevoie ca să formeze acest corp profesional performant? And so forth. Și așa mai departe. Well, ladies and gentlemen, dear friends. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni. There are some concrete, tangible elements of the lessons learned of the Finnish education system. Există câteva elemente concrete ale sistemului finlandez, lecții învățate. That have already been adopted by different other countries. Care au fost deja adoptate de alte țări. So if I go them through one by one. Firstly, teachers. Primul rând, profesori.
In Finland, the profession of the teacher is very popular and very appreciated. A fi profesor în Finlanda este ceva popular și extrem de apreciat. In Finland, teachers are independent professionals. În Finlanda sunt profesioniști, acești profesori, who have great deal of freedom and independence to make an impact with their work. Și au libertatea, independența de a avea impact în munca lor. They are able to decide their own teaching methods. Sunt liberi să-și aleagă metodele de predare. Assessment methods. De evaluare. Use of material in their folosirea work. Materialelor în munca lor. And most teachers also can participate in school or municipal decision making. Și profesorii sunt invitați în procesul decizional de la nivelul municipiilor, a zonelor din care fac parte. For example, in acquisitions of the school material. De exemplu, ce materiale să cumpărăm pentru școală? E decizia lor. Teachers are required to have master's degree. Le este cerut profesorilor să aibă nivelul de master, including obligatory pedagogical and teaching practice. Și evident, practica pedagogică. The number of candidates that apply to teacher training is five times higher than the intake. Numărul candidaților care aplică pentru a fi studenți la facultățile de pedagogie este de 5 ori mai mare decât ceea ce decât numărul de locuri. In the teacher training, among the qualifications that are required of a teacher. Dintre calificările pe care trebuie să le aibă un profesor, social, ethical and moral skills are included. Competențele de ordin social, moral și etic sunt cele incluse. Secondly, teaching methods. Al doilea lucru, metodele de predare. The Finnish education system is child-driven system. Acest sistem este condus de ideea educației centrate pe copii. Alina will speak more about this. Alina o să vorbească mai mult despre asta. But the child-driven approach of the Finnish education system means. Dar această abordare înseamnă that each pupil with fiecare specific talent or strength or cu talentele lui, or difficulty tăriile or lui, dificultățile lui, slăbiciunile lui, is taught by the teacher according to the individual situation of este învățat pornind de la nivelul lui. You know, I could talk all evening, so I have știți to că pot să vorbesc până mâine despre sistemul finlandez. But the combination of the qualified teachers and the teaching methods. Dar să știți că această combinație între pregătirea profesorilor și metodele pe care aceștia le folosesc has had a tangible result in very low number of dropouts of the pupils. Reprezintă tangibil un rezultat al abandonului școlar foarte scăzut. What is noteworthy perhaps to mention here this evening? Ce înseamnă pentru această seară, această discuție? Is that school inspection no longer exists in Finland. Nu mai există inspectorate școlare în Finlanda. So it's the principal of each institution. Adică, împuternicim directorul fiecărei instituții. That is in charge of the pedagogics of each school. Să conducă în mod pedagogic școala. And the quality of the teaching and the results of the learning process. Iar rezultatele are under the principal's responsibility. Sunt responsabilitatea directorului, performanța sau neperformanța școlii. This comes from the platform that is very unique in our society. Venim de pe o platformă care este unică, să zic, în societatea noastră. And it is the society of trust. Și anume acesta al încrederii deosebite pe care o avem. So parents trust teachers. Părinții au încredere în profesori. Principal trusts the teachers. Directorii au încredere în profesori. Teachers trust the principal. Profesorii au încredere în director. Schools communicate with homes. Școala comunică cu cei de acasă. National Education Board trusts that schools follow the national curriculum. Iar Comisia pentru Educație la nivel național crede și are încredere în participarea școlii în dezvoltarea curriculară.
And Finns do not complain in paying high taxes. Iar finlandezii nu se plâng că plătesc taxe mari. Because 99.7% of the pupils. Pentru că 99,7% dintre elevii finlandezi. Complete the syllabus. Vor încheia cu succes studiile. Then the third tangible element. Al treilea și cel mai important element. It's about the assessment of the pupils. Este vorba despre cum facem evaluarea elevilor. That is one of the biggest differences between the Finnish system and the majority of other schooling. Poate că aici este vorba despre diferența între sistemul finlandez și celelalte sisteme. So evaluation or assessment of the pupils. Evaluarea elevilor. Happens every day, but hardly ever. Se întâmplă în fiecare zi și totuși niciodată. So pupils are evaluated individually by their teachers every day. Cu alte cuvinte, ei sunt evaluați zilnic de profesorii lor. But the first ever national level evaluation. Dar prima evaluare formală la nivel național takes place only at the end of the secondary school. Se întâmplă la finalul școlii secundare, gimnaziale. So all along the school path in Finland. Practic în această călătorie a elevului în Finlanda. The child, pupil, student is not being put under pressure of being evaluated. Nu există o presiune a evaluării pentru copii, pentru elevi. Instead he she is being given individual advice and freedom to develop, learn and find solutions. Însă îi se dă independența elevului de a găsi soluții ca să fie să poată încheia cu succes învățarea. Okay, dear friends, I'm about to finish very soon. Voi încheia, dragi prieteni. Couple of words only about what will happen next. Câteva cuvinte pentru ce se va întâmpla în viitor. We all start from the fact that schools are there to provide necessary tools and instruments for our children to cope well in life. Ceea ce ne dorim pentru școli este să le ofere copiilor instrumente ca să se descurce pe mai departe în viață. But as the world around changes, the schools need to change as well. Dar precum lumea se schimbă și școlile trebuie să se schimbe. And the change we thought would be arriving. Și schimbarea pe care noi o așteptam mâine este azi aici. So, Finland is now finalizing its first ever major education reform in 40 years. Acum încheiem prima și cea mai importantă reformă educațională după 40 de ani. And it is particularly meant to provide pupils and students with new tools to face with the challenges of today and tomorrow. Ceea ce ne dorim este ca acestor elevi să li se dea aceste instrumente pentru mâine, pentru ce au ei nevoie. So, we speak about abilities and skills as vorbim despre abilități, despre competențe, communication, cum ar fi comunicarea, interaction, interacțiunea, leadership, conducere and innovative problem solving și rezolvare de probleme inovativă. So that our children of today, asta pentru ca elevii noștri de astăzi, will be ready to face and win over the challenges they will face tomorrow. Să fie gata pentru toate acele provocări la care vor trebui să facă față mâine. And here I think it is nice to finish with a concept that we also like to remind from Finland. Și mi-ar plăcea să încheiem cu un gând pe care îl avem constant în mintea noastră ca finlandezi, which is called lifelong learning. Învățarea pe tot parcursul vieții. Because it is a never-ending story. Pentru că învățarea nu se termină. And it's the beauty of it. Și exact prin asta este frumoasă. Okay. Thank you so much for your attention. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă ambasador, pentru cuvintele frumoase. Au trecut 40 de ani. Vedeți, dacă ne-am luat după cuvintele lui Brucan, Brucan a spus că în 20 de ani se schimbă România, dar se pare că mai trebuie să mai așteptăm și noi până la 40 de ani
ca să se schimbe lucrurile în România. Politicienii nu se implică în educație și acum sunt onorat să vă prezint pe doamna deputat Florica Cherecheș, care este vicepreședintele Comisiei de Educație din Camera Deputaților și președinta grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României. Doamna deputat, vă mulțumim că ați răspuns invitației și vă invităm să vedem ce cuvânt au politicienii pentru educație. Mulțumesc pentru invitație. Mi-aș fi dorit o altă introducere, poate mai degrabă ca un prieten, da, politician, deci nu-mi neg acest rol, dar întrebarea aceasta este așa cu un răspuns deja anticipat, adică n-au niciun cuvânt, nu interesează. Dar vreau să vă spun că nu este așa, nu în ceea ce mă privește, pentru că eu sunt un studiu de caz cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții de care amintea excelența sa, doamna ambasador, aici, fiindcă am luat-o de la capăt de 6 ori din punct de vedere profesional, întotdeauna într-un alt domeniu. Și includ în formarea mea profesională 2 stagii de șomaj. Pentru că nu știu dacă ați trecut prin șomaj, dar vreau să vă spun că este o școală extraordinară în care înveți să ai respect pentru tine și înveți că trebuie să dai din coate și trebuie să înveți în permanență lucruri noi, că nu-ți poți permite să-ți plângi de milă, indiferent de situația în care te găsești, pentru că te ajută unul altul, dar nu pentru că tu trebuie să te ajuți. Și într-adevăr am și un moto de viață, și anume cu credință în Dumnezeu, cu încredere în mine și cu muncă multă, reușesc întotdeauna să o iau de la capăt de câte ori trebuie. Nu știu de câte ori, că mai avem încă. În primul rând mă prezint ca fiind mamă a 4 copii și bunică a 6 nepoți. Și astfel că sunt un educator prin faptul că, mai ales aici suntem foarte multe femei, noi suntem cele responsabile de a ne învăța copiii, în primul rând, să vorbească. Se spune că dacă ar fi doar cu tații, nu prea ar vorbi copiii. Noi oricum vorbim mult. Tema este foarte incitantă, ce lipsește școlii din România. Eu sunt parlamentar de opoziție, deci pot să vă spun foarte multe din punct de vedere al politicianului, mai ales că astăzi am și depus o sesizare la Curtea Constituțională pe una din legile adoptate săptămâna trecută de Parlament. Dar nu voi vorbi neapărat ca un politician de opoziție sau să dăm vina de pe unii pe alții. Nu ăsta este scopul acestei întâlniri și nu mă caracterizează acest tip de discurs. Întotdeauna mi-am dorit să fiu o persoană constructivă. Vin din Oradea, sunt deputat PNL de Bihor, și vin dintr-un loc în care noi am făcut și facem să se întâmple lucruri chiar dacă nu avem neapărat legislația necesară. Dacă vrei să faci, poți să faci. Dacă vrei binele și viitorul copiilor. Și din cauza asta am rezonat foarte mult cu ceea ce spunea doamna ambasador, și anume că cea mai importantă investiție este în copii, în educarea lor, pentru că ei sunt viitorul. Ei sunt prezentul și ei sunt viitorul. Ei sunt cei care iau de la noi. Dacă noi nu învățăm bine pe copii, să nu ne mirăm că nu vom fi bine tratați sau copiii și nepoții noștri nu vor fi bine instruiți. Până la urmă, suntem un produs a ceea ce facem astăzi și cât de serios luăm acest parcurs educațional cu fiecare copil în parte. Pentru că nu suntem doi oameni la fel, nu putem să punem un șablon, ceea ce, din păcate, s-a încercat și se mai încearcă încă. Cred că cel mai important lucru este să formăm caractere și să formăm persoane independente care să nu stea cu mâna întinsă, ci să. Eu mă minunez când aud de înaintașii noștri care cunoșteau nu știu câte limbi străine și care citiseră atât de mult că erau enciclopedii ambulante, gândindu-mă că ei își petreceau timpul în biblioteci și că de
ceea ce la noi nu se prea întâmplă și nu este întotdeauna necesar, pentru că avem informația cu noi tot timpul. Cu toate astea, nu neapărat ne dorim să ne informăm și să învățăm, adică dacă informația nu este pe Facebook, nu prea există, nu? Sau dacă nu o luăm din alte surse de informație. Eu m-am gândit la câteva lucruri ca să răspund întrebării acestei teme și sunt sigură că vor fi încă intervenții și sper că va fi și o discuție între noi, dar m-am tot gândit ce anume lipsește din punctul meu de vedere, din ceea ce am văzut și din punctul de vedere al deputatului în Comisia de Învățământ. Și aș vrea să le enumăr, după care să intru puțin așa și să le dezvolt. În primul rând m-am gândit că esențial este, și mă bucur că văd că suntem chiar pe aceeași lungime de undă, profesorii bine pregătiți atât inițial cât și pe parcurs. Adică să nu-i abandonăm pe profesori. În momentul în care au ajuns profesori, și se întâmplă asta, să știți, și cu politicienii, îi alegem, îi lăsăm acolo și nici partidele lor nu se prea ocupă ca să-i pregătească, să-i formeze mai departe. Este o boală așa, ajungi undeva și dacă nu faci tu un efort, nu reușești să te duci mai departe. Așa și aici. Cred că trebuie mult mai multă preocupare pentru formarea continuă pe tot parcursul carierei didactice a dascălului, că îmi place să folosesc acest cuvânt. Apoi, lipsește educației în România o nouă viziune pe termen mediu și lung. Pentru că nu putem să ne ducem tot timpul înainte în virtutea inerției și a ceea ce știm noi. Cred că trebuie să ne uităm la societatea în care suntem, să ne uităm în jurul nostru, să vedem că există multe modele de succes în jurul nostru și să învățăm de la alții. Aici, ceea ce trebuie să facem este doar să actualizăm. Și uite că se poate. Suntem chiar într-un loc în care acești oameni cu viziune și cu îndrăzneală, cu tupeu de-a dreptul, ne arată și ne demonstrează că se poate să aduci un model care funcționează bine în alte părți, cu rezultate bune. Avem nevoie de un buget corespunzător. Vorbea doamna ambasador de 11%, da? Noi avem undeva sub 3 și nu reușim nici cum să ne ducem peste asta. Avem nevoie în România de un acces sporit la educație pentru toată lumea, în așa fel încât copiii să nu fie nevoiți la un moment dat să abandoneze pentru că nu-i mai pot ține părinților la școală. Avem nevoie să vedem niște copii, elevi, fericiți și motivați. Și nu să vină cu povară că iară mă duc la școală, iară începe o săptămână, iară avem, nu știu, mai știu ce teste sau examene de dat. Cred că este important de asemenea să fie o reformare a modului de predare și de învățare. Și am să elaborez puțin mai târziu acest lucru. Tocmai pentru că avem altfel de copii. Am, dintre cei 4 copii, fiica mea locuiește, unul dintre ei locuiește în state. Și noi comunicăm prin Skype cel mai mult. Mă sună nepoțelul meu de la 2 ani pe Skype, singur. Nu știe să vorbească mare lucru, dar mă sună, pentru că știe exact cum să intre acolo. Stătea pe o liță nepoțica mea la 1 an și își căuta pe YouTube desenul favorit. Noi nu mai putem să mergem în fața acestor copii și să-i punem să memoreze și să le arătăm un manual învechit cu o pagină întreagă de text, pentru că îi pierdem după primele 2 rânduri, dacă apucă să le citească. Ce mai lipsește? Predictibilitatea. Eu m-am săturat ca părinte de atâtea schimbări. M-am săturat să mă întâlnesc cu directori de școli care mă întreabă, doamnă, de ce oare ministrii educației, de câte ori vine unul nou, schimbă denumirea ministerului și nu-și dă seama în ce ne bagă. Iară schimbăm toate tăblițele, toate ștampilele, dăm 3 adeverințe unuia la sfârșit de an școlar. Nu știu. Apoi, avem de redus diferențele între învățământul din mediul urban și rural. Sunt 2 Românii, din păcate. Și nu putem, gândindu-ne că este o jumătate din populația României, aproape, care locuiește în mediul rural, noi trebuie să egalizăm. Dar încă ceva,
există încă diferențe și trebuie să aducem la același nivel nivelul învățământul din anumite zone și alte zone ale orașelor noastre. De ce fug toți spre anumite școli și evită școala de cartier? Și sigur, românii sunt întotdeauna foarte creativi și știți care e cuvântul la ordinea zilei? Mă descurc. Cum mă descurc? Păi îmi fac flotant acolo. Știm foarte bine, tocmai am auzit un caz acum 3 zile, deci discutăm despre lucruri reale, n-are rost să le ascundem, trebuie să le vedem, să le înțelegem, să vedem ce facem, să nu-i punem pe acești părinți în aceste situații. Și încă ceva, iarăși amintea doamna ambasador, să știți că acum ne-am cunoscut, deci nu ne-am înțeles. Este nevoie să existe niște principii morale ferme, sănătoase, solide, la baza întregului proces educațional. Vă vorbeam chiar la început de nevoia ca școala să formeze în primul rând caracterul. Pentru că acesta este cel care iese în evidență, în mod special în situațiile de criză. Și în situațiile de criză vrem să iasă lucruri pozitive și bune. Și situațiile de criză apar în viața tuturor. Nu suntem niciunul feriți de astfel de situații. Mă tot gândeam, revenind acum și luând așa puțin câte puțin, și chiar nu am, n-am venit aici să vă dau lecții. Nu știu exact, dar înțeleg că sunteți profesor, director, știu că este o doamnă inspector școlar general, consilier local. Cu siguranță eu am de învățat foarte multe de la dumneavoastră. Eu am venit să ascult, să-mi iau notițe și să văd ce putem face, să preluăm din ceea ce dumneavoastră spuneți și să ducem la nivel legislativ. Și cu drag vă dau datele mele de contact să putem să comunicăm și după. Însă, dacă tot mi s-a dat cuvântul, îmi expun această viziune pe care o am. Sunt curioasă să văd cum se confirmă sau ce nu se confirmă din ceea ce consider și cum putem să facem aceste lucruri care sunt încă în anumite direcții la nivelul viziunii, cum le transformăm în realitatea sistemului de educație românesc. Cu toții ne-am dorit un sistem performant de educație. Cu toții, cu siguranță, v-ați dori să fiți respectați în comunitate, pentru că sunteți dascăli. Și eu mi-amintesc profesorul meu de matematică din liceu, care s-a pensionat în iarna acelui an și care, deși nu mai era plătit, a venit până în ultima zi, dar ultima zi nu când s-a terminat școala, ci până când am dat bacalaureatul, s-a încăpățânat să vină să ne predea și să ne pregătească pentru bacalaureat, indiferent de facultatea la care ne duceam. Eu am mers la o facultate tehnică, sunt inginer mecanic, n-am luat o zi de ore în particular să mă pregătesc, pentru că el era foarte, foarte conștiincios și își dorea ca fiecare să știe matematică. Aveam un respect extraordinar pentru el. Și mă gândesc că, și așa cum am avut pentru mulți din profesorii pe care mi-i amintesc cu mare, mare plăcere, mi-au influențat viața prin modul lor de a fi, nu neapărat prin cunoștințele pe care mi le-au transmis. Am uitat chimie, dar mi-o amintesc pe profesoară. Și atunci zic, cum am putea face să schimbăm statutul hulit adesea de profesor? Cum am putea face să se înghesuie și la noi tinerii să intre în aceste facultăți și să-și dorească să devină profesori? Cum putem să trezim interesul și cum putem să facem ca profesorul să nu fie umilit din niciun punct de vedere? Banii sunt și ei, într-adevăr, necesari. Și cred că ridicarea statutului profesorului ține și de bugetul alocat. Dar cred că nu este doar atât. Nu știu, ridic doar problema aceasta. Cred că este nevoie de o selecție mai bună a celor care merg la această școală. A fi dascăl, după părerea mea, este un lucru de vocație. Asta nu poate să fie o meserie ca oricare altele. Dacă nu iubești copiii, dacă nu te uiți la fiecare copil ca la un bulgăre de aur, adică gândiți-vă, cei care aveți copii, ne uităm la copilul nostru
și îl încredințăm cuiva să-l învețe ceva. Pentru noi copilul acela este cel mai valoros lucru pe acest pământ. Și atunci, dumneavoastră, practic, așa trebuie să vă uitați la copilul nostru, iar noi să ne uităm cu mult respect și cu încredere că, într-adevăr, veți șlefui acest bulgăre de aur pe care vi-l încredințăm așa, într-o stare mai brută. Este nevoie de o viziune nouă. Eu sunt foarte curioasă ce se va alege de acest proiect național România Educată. Îmi pun încă speranțe, deși vorbind cu unii care mai fac parte din acele grupuri de lucru, nu știu exact ce se va întâmpla. Pentru că îmi dau seama că noi trebuie să avem un proiect național, dar știu că am mai avut și s-a ales praful, pe care trebuie să ne-l însușim cu toții și trebuie să scoatem complet politicul și vedem aici iarăși exemplul final. Nu putem spune același lucru. Din păcate, încă politicul este foarte implicat la noi în sistem. Și atunci zic, cum oare putem să facem acest lucru? Cum putem să venim cu o viziune nouă, în așa fel încât să venim cu o lege nouă, dacă este necesară, a educației naționale, pe care să o ducem înainte și să-i dăm șansa de a vedea ce rezultate produce. Pentru că nu putem să venim să promovăm o lege și apoi să începem să o tot schimbăm și să o tot criticăm până când nu vedem totuși că produce niște rezultate bune sau proaste pentru învățământ. Această nouă viziune presupune și un mediu securizant pentru copil. Și, sigur, aici iarăși avem și problema banilor, pentru că adesea când mi s-a spus că trebuie să mai tăiați din costuri, eu știu, cel puțin în Oradea, la școlile în care eram și în Consiliul de Administrație, că primele posturi tăiate erau cele de portar, de femeie de serviciu și atunci ne mirăm că intră în școală tot felul de indivizi. Și din păcate există multe probleme în ceea ce privește siguranța copiilor noștri în școală. Și mediul securizant, aici nu vorbesc doar de siguranța fizică, vorbesc de mult mai multe alte lucruri. Și atacurile la mintea copiilor noștri, la tot felul de interacțiuni nesănătoase care se mai întâmplă între copii. Am menționat bugetul, dar nu vreau să elaborez, pentru că aici este pur și simplu vorba de decizie politică, atâta tot. Decizia de a aloca un procent suficient cât să acopere nevoile reale ale învățământului. Pentru că știm cu toții că sunt foarte multe nevoi. Aici suntem în București, în Oradea situația este la fel bună. Sigur că în cap îmbunătățiri și aici, și în Oradea, și în Iași, și peste tot. Dar vorbim de foarte multe școli. Avem 2418 clădiri aparținând unor unități școlare care au grupul sanitar afară. Avem o mulțime de probleme, le cunoaștem. Și asta este cea mai mică problemă, aceea de infrastructură și buget pentru a moderniza infrastructura. Sunt mult mai multe alte lucruri care țin de calitatea actului educațional, unde avem nevoie de resurse. M-am tot gândit cum am face noi să dăm acces sporit la educație copiilor din România. Avem câteva proiecte și chiar amendamente pe care le-am susținut la legea bugetului de stat sau alături de colegii mei ca amendamente la diferite legi sau la legi. Unul este decontarea integrală a navetei. Încă avem probleme în țară cu asta. Pentru ca să nu blocăm accesul copiilor la școală, pentru că nu-și pot permite părinților să plătească transportul. Programe after school gratuite pentru toți elevii, pentru că este foarte important și nu doar să facem temele cu ei. Ceea ce mi-a plăcut când am venit prima dată în această școală a fost să văd panoul cu opționalele. Este extraordinar. Ca părinte mi-aș fi dorit întotdeauna să pot să ofer atât de multe opțiuni copilului meu,
ca într-adevăr să se regăsească în ceea ce este acolo și nu să facă la opționale ceea ce ar trebui să completeze norma unui profesor. Și știți despre ce vorbesc. Masă caldă la școală. Sunt foarte mulți copii pentru care ar fi singura masă caldă pe zi sau singura masă pe zi, chiar și aici în București. Cazare și masă gratuite pentru elevii din mediul rural, ca să poată să vină la o școală profesională. Am uitat să vă spun în prezentare, deși țin foarte mult la asta, că sunt un promotor, un ambasador al învățământului profesional, mai ales a celui în sistem dual, în parteneriat cu companiile, pentru că văd nevoia, criza de profesioniști, de meseriași, de oameni care să știe să facă ceva, nu doar să aibă o diplomă. M-am săturat să-mi vină în audiență tineri care au 3 diplome și nu știu să facă nimic și care consideră că îi jignesc dacă îi trimit să învețe o meserie, că sunt locuri de muncă foarte multe în permanență. Citeam în ziarul de Oradea de ieri că sunt 2000 de locuri de muncă disponibile și angajatorii sunt disperați că n-au pe cine să angajeze în Oradea, un singur oraș. Consiliul Local Oradea a luat decizia de a plăti cazare și masă pentru copiii din mediul rural, doar să-i atragă la școlile profesionale. Pentru că noi considerăm aceasta o investiție în viitorul nostru, nu o cheltuială în bugetul de acum. Și cred că ar trebui să facem asta la nivelul țării. Eu de 5 ani depun acest amendament. Mai stau cât e nevoie și cât o să rămân în Parlament și o să tot depun acest amendament până când s-ar putea că odată să am bucuria să-l văd aprobându-se. Apoi, un lucru pe care îl uităm adesea, condiții specifice pentru copiii cu dizabilități. În primul rând să le asigurăm accesibilitatea în școli. Bine, nu le asigurăm accesibilitatea și în instituții publice, din păcate, în foarte multe. De ce nu vedem noi copii și persoane cu dizabilități pe străzi? Pentru că le este foarte greu să iasă pe străzi sau odată ce ajung pe stradă, cum să se deplaseze dintr-un loc în celălalt. Acești copii poate au nevoie de mai mult sprijin, de mai mulți bani, pentru că trebuie să aibă pe cineva alături de ei. M-a mișcat foarte tare cazul pe care ni l-a prezentat televiziunea acum într-o seară, când un copil de 11 sau 12 ani din Cluj a fost lovit de o ambulanță, el era surdomut, trecea pe verde și a murit. Și m-am gândit, uite, nici nu ne-am gândit la asta, într-adevăr, ambulanța, când trebuie să meargă la urgență, fiica mea cea mică e voluntar pe ambulanță, ei se duc și consideră că toată lumea ar trebui să se tragă din fața lor. Acest copil era singur, era pe trecere de pietoni, era verde, totul era în regulă. Deci el uneori are nevoie de cineva care să-i fie alături, chiar dacă poate să umble, are mâini și picioare. Dar minte în școală în care are nevoie, în funcție de dizabilitatea lui, de un fel de sprijin sau de altul. Dar adesea noi ignorăm potențialul care există în acești copii și desconsiderăm. Și cred că facem o greșeală. Vorbeam despre elevi fericiți și motivați. Elevii, dacă m-ar auzi, mulți dintre ei în tot felul de școli, ar zice că asta nu prea e posibil dacă mergi la școală, cum să fii fericit. Mi-aș dori foarte tare să văd copiii mergând cu drag la școală. Ai mei mergeau cu drag cam în primele două clase. Fetele mai mult, că erau mai studioase, mai așa. După care începeau să-și piardă interesul și dragul de a merge la școală și mergeau ca un fel de datorie, pentru că eu le spuneam, toată lumea are o datorie, da? Slujba ta este să mergi la școală, a mea este să merg acolo, a tatălui tău să meargă dincolo. Și merg așa cu capul plecat, da, îmi fac datoria, sunt o victimă împrejurărilor. Școala, după părerea mea, trebuie să încurajeze creativitatea în fiecare copil. Trebuie să descopere potențialul, ce are acel copil unic de oferit și să-l ajutăm cu toții, părinți, profesori, să-și realizeze acel potențial la maxim. Pentru că asta va aduce dezvoltarea societății noastre și o lume mai bună și mai prosperă pentru toți.
Noi suntem codași la testele astea PISA internaționale. De ce? Pentru că încă ne bazăm sistemul pe memorare. Noi încă trebuie să știm toți anii când au domnit toți, trebuie să știm o mulțime de lucruri care acum le avem la îndemână și care nu ne folosesc în viață. Am făcut atâtea matematici speciale de numa-numa și mergem probabil mult prea mult în detaliu. Din păcate, rigiditatea sistemului se va aprofunda. Tocmai am votat editura unică, manual unic. Într-o lume a diversității în care oamenii, chiar prin legea educației și profesorii mai ales, sunt cei care trebuie să selecteze manualele împreună cu elevii lor. Un alt lucru pe care îl duc așa ca obsesie în viața mea de parlamentar este consilierea pentru orientare școlară și profesională, tocmai pentru că recunosc că nu suntem doi la fel și pentru că îmi doresc să existe cineva, un profesionist, care să vadă care este acel lucru natural pe care copilul meu îl face cu plăcere, să-mi spună și mie și să verifice împreună cu mine aceste considerații, să vedem cum îl putem ajuta pe copil să devină cel mai bun acolo. Poate nu-i neapărat cel mai bun la română și matematică, deși trebuie să se exprime foarte bine limba română, că vedem ce se întâmplă cu cei care nu știu să o facă. Dar cred că este foarte important ca să dăm fiecăruia valoare, indiferent de domeniul în care el este bun și are o abilitate naturală. Apoi, un alt lucru pe care îl văd foarte important este formarea spiritului de echipă. Este o calitate de care societatea noastră are nevoie. Noi nu putem să lucrăm singuri. Eu îmi doresc să fac echipă cu dumneavoastră ca să învățăm și să ne ajutăm unii pe ceilalți pentru a schimba legislația sau anumite lucruri care țin de noi. Copiii trebuie să învețe că în echipă și sprijinind echipa și succesul echipei și ei vor fi mai buni și vor fi mai performanți. Și să nu ne fie ciudă pe celălalt dacă el a spus înaintea mea ceva și a primit aprecierea, ci să considerăm că este un succes al echipei. Din păcate, sunt doar câteva sisteme care promovează munca în echipă, iar în școlile, majoritatea școlilor, nu se poate. Vorbeam aici înainte de faptul că nu ai cum să lucrezi, nici măcar să saluți fiecare copil din clasa ta când ai 35 de copii în clasă. N-ai cum. Și atunci, din păcate, uneori vă transformați doar în niște supraveghetori și să vă asigurați că totul e în regulă și ați terminat cu bine ora și ați reușit să vă transmiteți lucrurile pe care voiați să le transmiteți și cu siguranță mergeți acasă cu multe, multe frustrări adunate. Mi-aș dori să putem să facem ceva în acest sens și să mai scuturăm un pic și curriculum și tot ce trebuie ca să fie mai bine. Mi-aș dori să aveți o relație de prietenie apropiată, de colaborare cu elevii dumneavoastră. Am văzut, eram în birou Alinei și a venit un elev și a întrebat de Alina. În foarte multe școli asta ar fi considerată o lipsă de respect. Aici a fost considerat un lucru normal. Nu știu. Echilibru poate să fie acolo, acolo sau undeva la mijloc. Depinde de fiecare școală și de cultura fiecarei școli. Dar este extraordinară apropierea asta, care cred eu că ar trebui să caracterizeze o școală. Și apoi vorbeam despre transformarea procesului educațional. Noi nu mai putem să cerem tot timpul copiilor să memoreze și să redea anumite lucruri, ci, din păcate, nu avem timp să le formăm o gândire critică, să sintetizeze informațiile care se găsesc peste tot. Aceasta ar trebui să fie menirea școlii, pentru că noi avem o mulțime, vedeți, se vorbește acum despre fake news. Nici măcar nu ne dăm seama care sunt alea, pentru că nu prea știm să discernem informațiile, sursele de informare, pentru că n-am fost obișnuiți și n-ar trebui să ne fie teamă
ca elevii noștri să folosească o tabletă sau un telefon, dimpotrivă să îi învățăm cum să le folosească în mod eficient pentru formarea lor și nu deformarea lor, pentru că și asta se poate. Sigur, mi-aș dori să văd mult mai multă corelare între oferta educațională și cerințele de pe piața muncii, pentru că se cam merge în paralel. Și din păcate investim destul de mult în formarea copiilor pe care apoi îi pierdem, pentru că nu sunt stare să-și ia bacul, pentru că nu abandonează poate facultatea sau nu mai vin după ce termină clasa 8-a că n-au bani să ajungă la oraș și așa mai departe. În loc să pornim de jos, de la ciclu primar, gimnazial și să oferim diverse trasee educaționale. Sunt o mulțime, este o exprimare a viziunii pe care eu am, a visului pe care l-am cu privire la educația copiilor noștri în România. Și eu cred că fiecare dintre noi, acolo unde suntem și pentru că sunteți majoritatea de aici implicați în procesul acesta de educare a viitorului, a prezentului României, eu vă doresc multă înțelepciune, multă sănătate și să dea Dumnezeu să reușim să colaborăm și să învățăm de la cei care deja au ceva bun și care poate să fie aplicat în România. Că avem o lege specifică, că ne creăm noi propriile, eu știu, propria marjă de a ne mișca între niște extreme, n-are așa de mare importanță, dar cu drag aștept orice fel de sugestii și sunt foarte curioasă să aud ce se va mai întâmpla în această seară aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna deputat. În seara aceasta am înțeles de ce liberarii v-au ales să fiți președinta pe Țara Femeilor. Meritați să... Și în timp ce vorbeați, m-am gândit la două dorințe care le am. Mi-aș dori să vă văd ministrul la educație. Doriți și dumneavoastră să vină cineva, un ministru bun? N-aș vrea să-l supăr pe președintele Iohannis, dar m-aș bucura și să fiți președinte de țară. Să nu zâl. Mă bucur ca între invitații noștri în seara aceasta să o avem cu noi pe doamna Olivia Margan. Dânsa este director general la Direcția Generală de Comunicare și relații publice și îl reprezintă pe domnul primar Gabriel Mutu, primarul nostru de la sectorul 6. Bună seara! Cu scuzele de rigoare că domnul primar are ședință de consiliu local în această seară și aș dori să vă adresez doar două, trei cuvinte din partea dumneavoastră. A fost la școala dumneavoastră, știu că a fost, cred că în urmă cu un an de zile, cred că e momentul să vină din nou să vă viziteze. Susținem, apropo de ce spunea și doamna deputat, să intru un pic direct în subiect, susținem pentru elevii din sector mai multe proiecte și voi menționa unul singur. Vorbeam de nevoia de a susține elevii printr-o masă caldă, printr-un program after school, poate nu doar într-o școală de prestigiu, cum este aceasta, dar și în celelalte unități de învățământ. Și am reușit în acești un an și jumătate, în ultima perioadă, să asigurăm pentru 5.000 de elevi, este cel mai mare număr din țară, o masă caldă în fiecare zi, la prânz, și programul acesta școală după școală, care este susținut de administrația locală și de inspectorat, că avem aici pe doamna Bădescu și mulțumim pentru ajutor, asigură pentru 5.000 de elevi masa caldă și doar 2 ore de activități extracurriculare. Ne dorim din partea guvernului, ne dorim din partea autorităților centrale mai mult sprijin să reușim să continuăm acest program. Un after school poate până la orele 4-5 după amiaza, când pot veni acasă părinții de la
birou, de la serviciu, normal, că nu este suficient doar până la orele două. Acesta este un program pe care l-am pornit, pe care îl susținem integral la nivelul Consiliului Local Sector 6 și este doar un exemplu de implicare în comunitate. Suntem deschiși oricăror propuneri și chiar nu contează culoarea politică. Vorbim de inițiative din partea oricărui consilier, oricărui părinte, oricărui elev. Avem multe proiecte pe care le susținem și suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna director general. Și acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Alina Cristiana Cârge, fondatoarea școlii româno-finlandeze. Înainte de a începe să vorbesc, aș vrea să invit pe elevii noștri scumpi de la clasa 7-a să vină aici în față. Trebuie să vă mărturisesc că dintre toți cei din audiență, ei vor fi cei mai critici cu mine mâine. Și îmi vor spune, Alina, aici puteai să zici asta, puteai să zici asta, public speaking, trebuia să fii atentă la asta. Aș vrea să-i aplaudați, pentru că sunt în această seară voluntari. Nu o să primească o notă în plus la civică. Poate o să fiu atentă la nota la purtare la unii dintre ei, dar nu au venit aici pentru că primesc ceva anume, ci au venit aici pentru că am dat un mesaj și am spus cine poate să mă ajute mâine seară. Puteți să luați loc, că nu vorbesc mult, da? Nu vreau să stați în picioare. Puteți să stați. Spunea cineva foarte important, dacă ți se pare că educația de calitate costă mult, încearcă ignoranța să vezi că o să coste mai mult. Și în momentul în care am pornit școala finlandeză, îmi dau seama că, sau de fapt încerc să-mi imaginez cine a fost mai nebun. Eu că am îndrăznit să cred că se poate altfel, sau părinții care au venit atunci la început. Pentru că, sincer vă spun, habar nu aveam ce înseamnă cu adevărat educație. De ce? Pentru că educația este atât de amplă și când te uiți la modelul finlandez, este atât de greu. Și îți vin în minte numai aceste cuvinte, lipsește, cu desăvârșire, n-avem nicio șansă, încă 50 de ani și 65 de miniștri și cu siguranță România nu are cum de pe locul 49 să ajungă măcar în top. Dar în această seară vreau să nu vorbim, deși eu am propus tema, trebuie să recunosc și pare un pic ciudată pentru mine, care sunt destul de optimistă ce îi lipsește educație din România. Însă în această seară vreau să vă spun despre faptul că în momentul de față, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care l-a uitat școala cu totul este că e a copiilor. Școlile nu sunt făcute nici pentru noi, dragi profesori, oricât de bine ne simțim și ne simțim bine să fim profesori. Eu totuși cred că de-aia ne ducem a doua zi la școală. Nu sunt pentru directori, chiar dacă e frumos să scrie pe cartea de vizită director, fondator și așa mai departe, și în niciun caz nu sunt pentru inspectori sau politicieni. Pentru că în momentul în care școala devine a oricui altcuiva decât a copiilor, este momentul în care, într-adevăr, o țară nu mai are nicio șansă. Și vreau să vă povestesc puțin din experiența noastră, foarte, foarte puțin, precum zicea doamna ambasador, dacă ar fi să vorbesc despre ce fac fantastici aceștia copii zilnic și cu mai fantasticilor profesori, am stat până mâine cu siguranță, pentru că nu vreau să par arogantă, dar atât de dragi îmi sunt profesorii și copiii de la noi de la școală și fac o treabă atât de bună încât nu poate fi spus în cuvinte. Însă sunt câteva principii care se întâmplă zilnic și care ar trebui și ar putea fi luate în seamă și secretul este că nu costă niciun ban. Vă promit că aceste 6 lucruri pe care o să le spun astăzi nu costă niciun ban. Și primul lucru este că într-o școală centrată pe copil, nu știu dacă cunoașteți personajele, dacă se văd bine, este doamna ambasador, este domnul președinte. Într-o școală centrată pe copil, autoritatea știe că poate să iubească în timp ce educă și niciodată că poate educa fără să iubească. Nu știu de ce ne este teamă să ne arătăm sentimentele, ca român, să știți. Copiii trebuie pupați numai în somn, nu? Am mai auzit treaba asta. Ne este teamă să ne arătăm sentimentele față de cei pe care îi învățăm. Și
încerc să-mi amintesc când am îmbrățișat-o pe una din cele 7 învățătoare pe care eu le-am avut în 1-4. Le spun copilor de multe ori că sunt geloasă pe ei că au avut aceeași învățătoare din clasa pregătitoare până între a 4-a. Am avut 7, eram clasa E. La E nu se duceau decât suplinitori. Așa era treaba. Țin minte că a fost una singură, asta săraca numai un trimestru. Dar pentru mine a însemnat cel mai mare ajutor în școala primară, care a fost dificilă. Era doamna Lucia, care ne lăsa să o îmbrățișăm. Autoritatea poate și trebuie să educe, dar numai în timp ce iubește. Și să nu vă mirați, să nu vă mirați de problemele de disciplină pe care le avem, și o să le avem, din păcate, din ce în ce mai tare. Pentru că nu le spunem copiilor că, indiferent de nota pe care au luat-o la test, tot îi iubim. Și că nu performanța de la test sau de la evaluarea pe școală determină ce sunt ei pentru noi. Al doilea lucru pe care îl face școala centrată pe copil este că nu uită cu niciun prilej că cititul este cel care educă națiunea. Câți dintre dumneavoastră resimțiți că se citește mai puțin în România? Pe câți dintre dumneavoastră vă doare acest lucru? Ne chinuim și cu ei, nu sunt cei mai mari cititori. Însă, din păcate, nu prea scapă, că pe unde găsesc, profesorii citesc, elevii citesc, club de carte. Cel mai fantastic lucru pe care l-am trăit în ultima vreme, și să nu vă supărați, calculatorul roz nu este al lui Dag. Mi-am pus un apțibil și poate părea că e ciudat că mi-am pus un apțibil, dar acolo scrie fie roul cuiva. L-am primit de la elevii noștri într-un consiliu profesoral. Colega noastră responsabilă de clubul de carte i-a trimis pe elevi la una dintre ședințele de consiliu profesoral să ne invite să citim o carte. Cum se numea cartea? Nu? Nu voi. Clasa 6. Ca peștele în copac. Știți că pornește de la citatul lui Einstein, care spune că în momentul de față educația nu este dreaptă, că îi verificăm sau îi evaluăm pe pești după abilitatea lor de a se urca în copac. Trebuie să vă mărturisesc că toată lumea din audiență a rămas impresionată în momentul în care un grup de 6 elevi și-au făcut un discurs colectiv ca să ne convingă pe noi că trebuie, musai, să citim această carte. Este foarte important să le arătăm modelul cititului, să le spunem ce carte am mai citit și să nu ne supărăm că încă nu au acea cultură, nu o să o aibă până noi implementăm. Corect? O școală centrată pe copil, în al treilea rând, înțelege că vocea copiilor nu trebuie doar auzită, ci câteodată și ascultată. Și trebuie să vă mărturisesc că, deși îmi este foarte greu să mă pun în fața elevilor mei și să-i las să mă critique, să-mi spună ce nu fac bine, cele mai frumoase momente pe care le am în școală sunt o dată pe lună, la 7:30 dimineața, am un mic dejun cu reprezentanții elevilor, ca să-i aud ce nu merge bine. Și la ultima întâlnire mi-a spus Alina, suntem foarte îngrijorați de mesajul care circulă prin școală acum. Și am rămas șocată. Să știi că părem neserioși. Și zic, în ce sens? Ai promis niște lucruri la începutul anului și nu le-ai respectat în totalitate și noi suntem aici ca să te ajutăm să faci acest lucru. Și doare să-ți spune elevii că ești inconsecvent. Doare să-ți spună că le-ai făcut niște promisiuni de care nu te-ai ținut, dar dacă sunt adevărate, nu sunt altceva decât semnalul de alarmă că te poți redresa. Și să știți că ei sunt mai buni decât noi, adulții. Că ne mai dau o șansă și după aia încă o șansă. Și câteodată trebuie să mărturisesc că dacă vin la mine în birou la o ciocolată caldă, primești și mai multe șanse. Sunt drăguți așa. Școala centrată pe copil își amintește că profesorii care i-au călcat pragul, dacă au fost selectați acolo, sunt profesioniști, deci trebuie respectați ca atare. Și eu personal sunt o fire destul de colerică și mi-am dat seama că dacă aș fi eu angajată cuiva, cred că aș pune destul de multe probleme, prin nesupunere, evident. Însă este incredibil câte soluții pot să apară în momentul în care decizi că tu, directorul, nu le știi pe toate.
în momentul în care soluția nu mai este la tine și în momentul în care și dacă trebuie să dezbați un pic, s-ar putea să ajungi la o soluție mult, mult mai bună. Și sunt atât, atât de extraordinar de entuziasmate fiecare dată când vin și spun: Alina, m-ai trecut o inspecție de gradul 2 și a mers foarte bine. Alina, știi ce? Nici mă duc la inspecția de gradul 2, că facem doctoratul ca să, să rămână ceva în urma noastră. Sau a trebuit să-mi cer iertare copilului respectiv că am greșit. Sau a trebuit să-mi cer iertare părintelui respectiv. Sau, Alina, am nevoie de ajutorul tău să mergem să discutăm cu o familie cu care lucrurile nu sunt exact cum ne-am dorit. În momentul în care bariera aceasta dintre profesioniști este văzută ca un gând spre comunicare, un gând spre unitate, spre nu am întotdeauna dreptate și slavă Domnului că n-am, că atunci ar fi o dictatură. În momentul în care ai angajat și ai un profesor în școală, dragul meu director, tratează-l ca pe un profesionist. Și în momentul în care cineva este apreciat mai mult decât trebuie sau se așteaptă, va face mai mult decât aștepți tu. Și asta vă spun sincer că e testată bine de tot. Cred cu tărie că liderii profesorilor trebuie să fie dintre profesori. De regulă nu sunt o persoană conflictuală, dar să știți că schimbările de la Ministerul Educației generează multe conflicte în interiorul meu și câteodată le spun și pe gură și pe blog. Și mă doare foarte tare că am impresia că suntem câteodată luați așa ca niște marionete. În momentul în care liderii noștri nu o să înțeleagă că viziunea aceea despre care vorbeau și excelența sa, doamna ambasador și doamna deputat, vine numai și numai din rândul profesioniștilor dintre profesori. Dintre profesori. Și gândul de final al unei școli centrate pe copil, care nu costă deloc, deloc, este să ai încredere că pe copii, dacă îi lași, s-ar putea să facă o treabă foarte bună. Și aș vrea să urmărim împreună acest clip. Trăim într-o societate potată care a uitat că rolul ei este să formeze oameni de caracter pentru viitor. Trece pragul și că deși astăzi copiii sunt 20% din populație, ei sunt 100% parte din viitorul nostru. Ce învățăm este că dacă vrei să fii un viitor mai bun al lumii, întâi de toate trebuie să ai grijă de inima ta. A doua casă pentru 470 de copii, locul unde prin educație și iubire se investește în viitorul lor. Ne dorim ca mai mulți copii să aibă parte de educație de calitate, însă școala noastră nu mai este încăpătoare. L-am oprit pentru că scopul acestei serii nu este a vă povesti ce vrem să facem aici pe viitor, ci a vă invita să vă alăturați în anul influenței alături de noi. Noi ne bucurăm și avem un mediu tare cald aici, dar ne dorim foarte tare să ajungem mai departe, să ajungem peste tot în țară. Spuneam că un vis al meu este ca undeva până în anul 2040 ce se întâmplă aici la noi la școală să nu fie încă o școală privată, ci să fie stil de viață peste tot prin țară.
Și eu îndrăznesc să cred treaba asta. Nu pot să fac încă foarte multe lucruri, dar un lucru pot să fac. Și anume, vă rog, ca în acest an al influenței pentru noi, să acceptați provocarea copiilor noștri, care o să treacă pe la dumneavoastră cu un chestionar. Vrem să facem o cercetare. Vrem să vedem ce se întâmplă, ce lipsește educației din România. Nu este nominală, nu se duce într-un mod pentru a verifica salariile de merit și așa mai departe, în niciun caz, ci vrem să vedem care sunt opiniile dumneavoastră care sunteți implicați în educație. O să-i rog pe copii să vă dea chestionarele, puteți să mergeți peste tot prin sală și o să vă rog tot lor să le returnați. Da? Cei care au ecusonul de protocol, nu așa că sunt frumoși, hai să mai aplaudăm o dată. Haideți să vedem practic ce putem face fiecare dintre noi ca școlile în care copiii sunt fericiți să nu fie o excepție, ci să fie un stil de viață. Vreau să vă mulțumesc că ați participat cu noi și sper să vă simțiți bine primiți la noi acasă. Mulțumesc, Alina. Următorul vorbitor este prietenul nostru, Doug Mather, cel care este un expert în educație. Sunt fericit, el vine din America, că pentru școala noastră el este un mentor și pentru Alina și pentru cadrele didactice. De aceea vreau să îl invit pe Doug să ne împărtășească din experiența pe care o are în domeniul educației. Welcome, Doug! Doug mă întreabă dacă este nevoie de traducere și ar dori să vorbească liber printr-o ridicare de mână, dacă este ok ca Doug să vorbească direct în engleză. Ok. Good evening. Before I get started, if you would do me a favor and stand up. And now I'm going to see how talented you are. If you can raise your hands above your head and try to touch the ceiling. Okay, now you can sit down. Now imagine in a lot of schools, we make students, teenagers, 8-year-olds sit all day. I am honored to be here. They say an expert in education, it's just because I've been in education a long time. When I was a student, I did not like school. I know that all of you have kids at home that they love school every day. When I left school, I told myself I would never walk back in a school, ever. And I was lucky to graduate high school. And I served in the United States military to get self-discipline and learn about the world. When I left the military, I went into business. And then I wanted to start my own business and I failed. That was the best thing that ever happened to me. Because I knew I missed something. I missed the passion for education. And that came down to a relationship with a teacher. And that's what we never can lose, that teachers are the most important thing in education. Students need that relationship because there's more than just book knowledge that goes on in school. This is my sixth time in Romania in a year and a half. I come here because I have fallen in love with the country and the people. I have partnered with an NGO called Aspire that teaches some teachers. And I've been so intrigued with the students and the teachers of this country.
The students here in Romania are so smart. They really are smart. And the teachers work hard every day. What our hope is to look globally and share best practices. Steal from Finland. Steal from some of the Romanian tactics. And maybe in America we can share some things too. But wouldn't it be great if we could all sit at the table, practitioners, principals, and teachers, and say, this is what's best for kids all around the world. Because kids are the same. If we could just watch this video real quick, and Lena's going to pull it up. I did put subtitles on it. And before she starts, when everybody else was speaking, I had a flashback to when I was in school and my teachers were in the front of the room talking and I didn't understand them. Albert Einstein once said, well, we'll skip the video. How's that? In the video, it is a drama feature of somebody that says, we are suing the school system. And it talks about how we teach kids every day. It talks about a goldfish being a student in school. And we try to teach goldfish to climb a tree and then climb back down. And what it means by that is in most classes, we put 20 to 25 kids in a room and try to teach them the same way instead of individualizing the education, finding out what their strengths and weaknesses are, and gathering that and talking to each individual student so no one is left behind. So if a student decides they want to climb a tree a different way, we're going to let them climb it a different way. Can you click to the next slide? That's not working. Even the slide is having trouble translating from English to Romanian. So one of the other things that we're doing in Romania is I am part of a group of Americans working with some Romanians, and we are building a planned community outside of Cluj that will have about 700 homes. It has an organic farm, and the school will be the center of this city. And we know how important it is. This planned community city will have sidewalks, bike trails, it'll be connected to nature.
And we are partnering with Alina and the Finnish system to be able to create this school that will touch lives of students here in Romania. What we have to ask ourselves, are we stuck? In America, sometimes we are stuck. In Romania, sometimes we're stuck. We always talk about 21st century skills. We have been in the 21st century for 18 years. It's time to start looking at the 22nd century and 2050. Let's go. This is a student who just needs a little more time to learn. Okay, we're going to adapt. What we really need to look at is what are other countries doing that are making education the high priority and doing it right? For example, Finland. We know that Canada is making major improvements in their educational system. Australia is making a major difference in their educational system. Singapore. China is coming along. There's a major reform in Shanghai. About 12 years ago, in my doctoral program, we went to Shanghai to study. And there were people from South Africa, there were Americans, there were some people from Japan and China. Learning from each other is what we really need to do. And we all sat down and we asked each other, what do you want to learn from us? China wanted to know, how do we teach to the whole child? We have created these test takers. They're really good test takers. In America, you're teaching to the whole child. In America, we said, how do you do so well on your tests? But I think if we shared practices, then we can really increase our educational systems all over the world. If you look at the classrooms over time, back in 1920, there were straight rows. In 1940, there were straight rows. We were still training students to be factory workers. In the 1960s, even in America, our schools are still in straight rows. We haven't changed our physical structure. We haven't changed our methodology. We have new techniques. And what we've done with those new techniques is we put a bunch of different methods trying to do the same thing. Imagine driving that car. And that is just different symbols or different systems that we've tried to do. This is what I was talking about, the different countries that have done it the right way. The first thing they all have is a long-term vision. You heard the ambassador talk about Finland's new reform, the first time in 40 years. I know they're not talking about this reform and it's only going to be a year. They're looking way out. What's it going to be like in 2050? We know that you need sustained leadership. We need strong principals, strong directors, strong people in the government that say this is a high priority for our country. People say the standards are bad. The standards aren't necessarily bad. They have to be ambitious. But we have to have practitioners controlling those standards because they're working with our students every day. We know that we have to have a commitment to equity. In America, we struggle with that sometimes. The school that I am principal at, I am very, very blessed to be the principal of Sycamore High School. It's in the state of Ohio.
and in a city called Cincinnati, at my high school, we have grades 9 through 12. We have 1,700 students in our school. We have 54 nations represented in our school. And we learn from all those different cultures. We're very high performing, but our community is very well off. We have professionals that live in the community. There is a lot of money. So our school, our students have a better chance than schools that are in the inner city that may not have as much support. We have to make a commitment that everybody has the equity and the same chance in education. We have to have high quality teachers and leaders, and we have to trust them. Madam Ambassador, she had me at, we trust the teachers. That is key. The teachers that I know in America, in Finland, because Finland is in China with us, also the teachers here, they got into this business because they truly care about students and they love students. Alignment, we know that, but we have to have practitioners understanding that alignment and that coherence of those standards. Intelligent accountability. We get frustrated in America as well because we have to take tests to prove to somebody that's never been in a classroom of what is proper in our classrooms. We have to have intelligent accountability. If schools are performing at a high rate, let them alone. And that is just local control. We have to use effective use of resources. That does not mean we just pour a bunch of money into it. If we're effectively using resources within a community, that's what's going to make a difference. Student motivation and engagement. One chair, one desk, kids were on the floor. That's what education is all about. And we have to think globally. We are a very small world today. This is being live broadcasted on Facebook. I know my partner, Don Lothrop, who is helping build the city in Cluj, is watching this right now. I also know my 86-year-old mother is watching this right now. And if she can be on Facebook and Instagram and Twitter and Pinterest, everybody can be involved in some technological piece in education. Why is it important? We know the world is changing at a very, very fast rate. We know that the kids that are graduating schools today are going to need that foundation of education. The fastest two growing sectors of jobs are going to require either a master's degree or at least a high school diploma. Those are the two fastest growing sectors. But we know there's others that require additional training outside of high school. You think back 5 years ago and how fast our world has changed in 5 years. In America, we had a store called Blockbuster. I'm not sure if you had Blockbuster here. It was a place, stores on almost every corner where they sold VCR tapes and DVDs that you could watch at home. They no longer exist. Netflix put them out of business. They just put them out. We know that Samsung and Apple are at war. Apple has done it by saying, you can't live without an iPhone. And now you have all these different products. We know that Facebook was replaced MySpace. Watch in the next couple of years to see what other companies come out after Facebook now that the data breach has been around. There will be more social media platforms developed because of that. If you remember Kodak and their pictures, they stayed and they thought everybody would want that instant
picture coming out of their cameras. But Canon replaced them because they went digital. Barnes and Nobles in America, they sold books. Now it's Amazon. Who would have thought you would actually let a stranger sleep in your house that you never met? Now they do. It's Airbnb, a multi-billion dollar company. And that is hurting our hotel industry. Look at our taxis. The only way I travel in Romania is Uber. I stayed across town. Yesterday, it took me an hour to get here. Today, it took me 40 minutes. I know. It was $5 to get from my hotel to here. That is unbelievable. And that's all Uber. If you take a look at some of these companies, if you take a look at Uber, they own no taxis. None. If you look at Airbnb, they do not own real estate. All these things up here, that is what the world our kids are walking into. And that's what we need to prepare them for. Our students need us to change. This video is not going to work either, is it? Okay. Our students need us to change because we're focused on exams or tests that we give students. Life is the biggest test they'll ever realize. Remember, there's more things than just book knowledge that we need to teach the students. You can have the most talented student in the world, and if we do not teach them soft skills, learning, their social emotional intelligence, they're learning what compassion is, what integrity is, what character is. They're also learning how to negotiate. They're learning how to manage conflict. But how do you do that when, by golly, we need to learn math and we have to do well on these tests? I'm a math teacher by trade. I taught calculus. And when I go into calculus classes now to watch teachers, sometimes I get nauseous because I don't remember some of it. But it's the process in which we teach. When I taught, to keep their attention, I used to walk on desks instead of getting them out of their seat and working on projects that they can learn about the subject at the same time and learn different skills while they're doing it. What's our future of education? Well, there is an organization, and it's through TED Talks, but they're TED Ed innovators from around the world. And they ask them, what is our future? There will be more creativity in education. You see it all over the place. You see it in Finland. You will see it even more in their new reform, because the country has made it an absolute priority that education will be number one. I will show you an example of what we're doing at our school that is breaking the mold of what education will look like. And we have a 3-year plan, we have a 5-year plan, and we have a 10-year plan. And we're already thinking about what 15 and 20 years from now is what is going to look like in our school. The classroom will be one big marketplace, meaning that students are using Evernote. There's this magical person that knows everything, and it is called Google. Or if you ask students a question, they will ask Siri. And that's the environment they live in. How do you get kids to be innovative? As an adult, how do you get kids to be innovative? You just get out of their way. They are smarter than we are. They really are.
They know technology better than we can ever imagine it. I used to think I was a tech guru. It takes me about 10 times as long as it does my kids. And I do exactly what Alina did at school. When I have trouble, I call a student and they come right up and they fix it. We have a class, it's called SHS Solutions at our school. There is no curriculum. What are we teaching them? They solve all our problems. If a teacher needs help in the classroom, they go ask them. They train the teachers. We gave them a project and said, we have problems with communicating to all you students. There's 1,700 of you. You don't listen to announcements. Shocking. They don't read it when they were supposed to read it when it's up on the screen. So they got together and they proposed digital signage throughout the building. We have digital signage now. We have 20 of them, 54-inch TVs all over the building. They developed the platform that the messages go onto those screens. And they did it at a very economical cost. It cost the taxpayers $0 because we went to different clubs and organizations and asked for some donations. And that's what paid for it. And there's still critics. There's some students, why do we have all these TVs all over the place? Are they going to turn on the soap operas? But we now can communicate at any moment during the day. What does the future look like? Well, a school campus will look different. It will not be just square rooms anymore. You will have more collaborative areas. You will have extensions of schools that are outside of the school building. Students will learn that nothing is impossible. When I was their age, I didn't believe that. When I was 35, I didn't believe that. If you asked my friends when I was in high school about me standing here being a principal of a high school, they would say, that's impossible. But if we unleash them, we will realize nothing is impossible. The big question is, will schools exist in 2050? If we don't radically change what we're doing in education, there will be no schools. We have YouTube. We have MIT in the United States. They put all their courses online. We have TEDx, TED Talks. You have the Khan Academy. If we're talking book knowledge, schools won't be there. If we're talking about developing relationships and soft skills and critical thinking skills and the things that really are important for students, schools are essential. But we have to have a different approach. What's going to shape our future? What are the trends? We're going to focus on real-world needs. There is a concept called design thinking. Stanford University is probably the leading experts on design thinking. Schools have a name for it. It's called project-based learning. That is a process that students learn how to have teamwork, critically think, and learn what failure is. Failure is not a bad word, because you learn more from stumbling than anything in the world. But what do we do in schools mostly? We assign them a grade when they make a mistake. And we have to rethink that process. Family and community involvement is essential. It has to be a team partnership. We have to understand what's going on at home to make sure that we're making the impact in school. There are a lot of online opportunities. And I'm not talking about students sitting there all day reading from a computer. We will show you an example of our school in the United States where our teachers digitized their own concepts
and their own content. The math teacher videotaped himself doing problems. He currently, that's the student's homework. They watch the video. Then they come in and do the old-fashioned homework with him. That way, there's an expert in the room that can help them. There'll be growing alternative programs and communities for students. And we will embrace this thing called individual learning or personal learning. And I'll show you what that means here in a second. What is the future? The future trends, there's 9 of them in education. There will be diverse time and place. Now, all students come in at the same time, and they all leave at the same time, and we usually have bells that dismiss them from one period to the next period. That will completely change in the future. Personalized learning. I'll give you an example here in a second. Students will have free choice. We will still have standards and important pieces that we know that are required. They're still going to have to take math. You're still going to have to read. But they're going to have choice in some of the projects that they're going to do. And it's going to be project-based. Field experience and mentoring. Students are going to be out of school, especially when they get to high school. In our school, we have a really strong internship program where students come to the school and then they will go explore some careers as interns. We need to start mentoring students early. There are a lot of us. I'm 56 years old and I have a mentor. Why are we waiting till we're almost done? Let's do it earlier. We use data all the time. There will be data interpretation. The students are going to be digging into data to see what the trends are. Exams will change completely. We will still have standards. We'll still test, but it'll look different than it currently does. We won't just have multiple choice tests and say we're doing a good job if they pass the test. Students will take ownership of their own learning. With technology, the world is constantly changing, and the educational system is going to have to change with it. We know that students are going to be mobile, and we have to live with that. And they will embrace that wholeheartedly. We talked about project-based learning. There will be places in schools that will look like old-fashioned wood shops. Those are called maker spaces, and they are coming back. This was me. And this is a lot of students. I have 3 teenagers at home. Last night we spoke to some parents from this school. And I said, I have 3 teenagers at home. You can pray for me. They don't like school. My daughter, she says it's okay. But my 16-year-old son, he cannot stand school. But he's going to take a different path. He's not going to go to college. He'll go get a trade because that's what he's really good at. And that's what he's passionate about. This is a graph that shows excitement for school. And you folks that have younger students know that when they're in kindergarten, 95%, they love school. Oh my gosh. I talked to one dad last night and he said, when my daughter was going to go to kindergarten, it was like she was going to the moon. And now she's in the third grade before she came to this school, and it was like, they couldn't get her to go to school. And they start seeing the light again now that she's coming here because it's engaging. But how sad is it? 9th grade, the first year they come to my school, 37% want to go to school. Woohoo! We need to do a better job of finding out why they lost their spark. And some of it is because we're teaching the same way to all kids. The same way.
they're sitting there, and it sounds like their teacher is talking in Romanian. So that's our job. And I think with us all working together, we can figure that out. And before we talk about a personalized school, there's another component that schools need to really understand. And that is, this is a really good book, The Invisible Classroom. It talks about relationships and mindfulness. In today's world, it is really stressful to be this age. The reason it is this stressful, I didn't mean to scare them off, but they're all addicted to the cell phones. They see social media and everything is perfect. Why are they having so much fun and I'm not? Why is their school so beautiful and mine is not? No one posts how awful they have it. But that's what students see. They have instant access to information. Anything that happens, they typically know more or faster than adults do. We need to look at mental health for our teenagers and our young people. We know that teenagers, 77% have had some type of depression. We also know that 74% have dealt with some type of anxiety. And if you don't think it can happen to you, you're wrong. I have three great kids. My oldest, really, really smart. In America, we have something called the ACT test. It's a college entrance exam. He did really, really well. And he was able to go to college for free. The tuition was paid for because of his exam grade. He went to college and fell into depression. And we had to leave. But luckily, we caught it quick enough. We deal with this every day in our high school. So that is a personal passion of mine, to make sure that we're mindful of what students are going through. What can we do? We can personalize it, we can make it meaningful, and we need to understand today's students and build relationships with them. Let me finish with just giving you an example of what we're trying at our school. Are we scared? Yes. Are we uncomfortable? Yes. But if you're not uncomfortable, that means you're not growing. And we're going to give this a shot. And we know it's going to work. We traveled all over the United States and looked at different models. And we made our own. A school within a school. I blew this up a little bit. Hopefully you can see at least some of it. We're calling it the Synovation Lab. The SY is for the name of our school, Sycamore. The rest of it is for innovation, because we really want to innovate this sector of the school. We have a lot of innovation going on in different classrooms. But in this area, we have taken over, we call it our small theater, and we are tearing out some seats and extending the stage, and we're creating this one big room, kind of like this. And we'll have different areas in the room where students can work. Picture an Apple store. In an Apple store, do you have Apple stores in Romania? So in an Apple store, you walk in and somebody asks, what are you here for? Either you're saying, I want to look at an iPhone, or I need help with my iPad. They will direct you to a table, and then some other people are sitting there. And if you can't figure it out as a group, they say, make an appointment with the Genius Bar. That's our school. We will have flexible time. There will be no bells in this school. No bells. Students will work at their own pace on different curricular items all throughout the room. We will have 5 teachers in the room, each core subject, and a special ed teacher. And we'll have some academic coaches that will help the students stay on task and make sure they're working towards their goal. We will teach essential life skills, and that's going to be through design thinking and projects. Everything is collaborative in that room. In the projects, they'll all be real world.
They'll be required to take a course that's called Design for a Purpose. They will be designing something for themselves, their organization, or the community. And it can be a research project, it can be a computer program, it can be a product. It will be personalized. Each student will set up goals for every content area. Where do you want to be next month? Where do you want to be at the end of the semester? Where do you want to be at the end of the year? They still have to make progress, but we'll be monitoring that. Some students will fly through it. Then they will move on. The students that may struggle, they will have personal time with the teachers. The only thing that will drive the schedule is their Google Calendar. So if they are a really good student and they're going through at their own pace and they're exceeding their goals, that's fine. The teachers will still make appointments with them to build relationships with them and mentor them along the way. The most controversial, which I have on the next slide, is what about grades? Grades we're throwing away. In America, we still need to show something on the transcripts. The lowest they can get is a B, because it's going to be mastery-based learning. You don't move on until you master the content. And if you don't master it the first time, you're going to go back and we're going to reteach you to master that concept. So if they stumble, they'll realize, okay, we will still have incentives to do well the first time, but students will all master every concept. The traditional school versus this innovation lab. The big difference is it's going to be on-time delivery with what they need. It's not going to be a teacher standing in front of 25 kids. The teachers will be mingling with them. They may take a small group to an area. In the conventional classroom, they're dictated by a bell schedule. This will be open. They'll work. Some kids will have to come out of this innovation lab, because if they're in band or music, they will go out for that. We also know that they will have authentic learning. We talked about grades. We also know that the school day is from, in our school, is from 7:20 in the morning to 14:20 in the afternoon. Some students may not come the whole day. Some may go out for internships or job experiences. We will not have full class facilitations. We'll have small group if needed. Where do we go from here? We have to try different approaches. We have to learn from the Finnish model. We have to learn from our Romanian colleagues. We want to sit down and say we have to try something different. We are teaching students for jobs that don't exist. Some jobs will not exist anymore, or jobs will be created that are completely new. Our future generation is counting on us. This is one of my passions, and I know it's Alina's passion. And I know our kids are counting on us, because if we do it right, they will change the world. I thank you for letting me be here. If you ever want to see what's going on in my school, I'm on Twitter. I post a lot of things on Twitter. You could also go to our website. But know that we can work together to solve the problem of schools. Thank you. Îi mulțumim la DAC pentru prezentare. Am să vă fac o mărturisire, pentru că discutăm ce lipsește educației din România. Noi, ca și școală, de când am început, toți ministrii, cu excepția acestui domn ministru care e acum, nu l-am avut. Și l-am întrebat într-o zi pe unul din miniștri, stând în birou la cafea,
dacă sunt speranță să se schimbe. Și știți ce mi-a spus domnul ministru? Și nu o să-i dau numele ministru. Pentru că cei care sunt în conducere nu vor să schimbe lucrurile. Să nu vă așteptați la nicio schimbare. Așteptarea noastră este să privim sus la conducere. Și vreau să vă spun, și peste 20 de ani și peste 50 de ani vom vorbi aceleași lucruri. Vorbeam cu doamna deputat Florica Cherecheș. Ce să discutăm când la ora actuală vorbim de manual unic care să fie pe toată țara și o singură editură? Când copiii noștri și generația care vine este total diferită. Eu aș veni cu o propunere și pentru că e reprezentanta domnului primar aici, doamna inspectoare a trebuit să plece. Cred că noi ar trebui să lucrăm la nivel local și dacă noi în sectorul 6 ne-am unit 2, 3 școli, 4 școli, pentru că vedeți frumusețea, că ne întreabă secretul ce se întâmplă aici la școală. Nu știu dacă știți toți, școala româno-finlandeză figurează pe curiculă românească. Ceea ce predați dumneavoastră în școală, predăm și noi aici. Doar metodele de predare sunt diferite. Și de ce să nu facem o coaliție a școlilor din sectorul 6 și să ne adunăm și să discutăm în mod concret și să dăm posibilitatea directorilor și cadrelor didactice să fie creativi. Fără să ne mai uităm la Parlament, fără să ne mai uităm cine-i ministru, nu mă interesează cine-i ministru. Noi aici, în sectorul 6, dezvoltăm relații de prietenie și ne ajutăm unii pe alții. Și vreau să am o întâlnire cu domnul primar și să-i spun și cu doamna inspector și cu factorii de răspundere și să nu ne mai uităm să așteptăm de sus deciziile. Voi puteți face ce vreți, puteți să muriți în posturile în care sunteți, noi aici jos dezvoltăm o colaborare și vom ajunge sectorul 6 să fim un model pentru țară și județe să se inspire de la noi. Pentru că lucrurile nu sunt grele, lucrurile sunt simple, dar noi le complicăm. Aș vrea acum, în următoarele minute, să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă aveți întrebări, vă dau microfonul pentru că se filmează și pentru invitații care sunt aici să puneți întrebări. Oricine dintre dumneavoastră, cine dorește, Ancuța, o să te rog pe tine să dai. Copiii, o să vă rog pe voi să dați microfonul. Cine vrea să pună o întrebare? Și vă rog să spuneți pentru cine puneți întrebarea. În spate a ridicat cineva o mână, poftiți. Vă rog să vă prezentați, să spuneți numele și școala de la care veniți. Numele meu este Florina Grosu, sunt mama Brianei Grosu și sunt mândră că sunt mama unui copil al școlii româno-finlandeze. Vă spun cu mare emoție acest lucru, vă felicit din tot sufletul pentru această propunere și vă rog din tot sufletul să îmi spuneți și mie cum o să fie prima întâlnire cu toți directorii școlilor din sectorul 6. Este cea mai bună dovadă că se pot face lucrurile foarte simplu și că nu avem nevoie să ne uităm în sus. Trebuie doar să ne uităm printre noi. Exact. Vă mulțumesc. Felicitări. Nu, vă mulțumesc. E în sarcina dumneavoastră să stabiliți cu domnul primar o întâlnire cu directorii. Noi ne oferim să fim gazda aici și vă primim cu toată dragostea. Altcineva care dorește? Domnul Tulugea, consilierul nostru de zeci de ani aici la 6, care cunoaște tot sectorul nostru. Poftiți, domnul consilier. Vă mulțumesc, domnul Ceuță. Profit de ocazia care mi s-a creat de a mulțumi statului finlandez, ambasadei finlandeze, pentru sprijinul acordat în înființarea primei școli româno-finlandeze în România. De ce mi-am permis să am această scurtă intervenție? Pentru că, fără a mă lăuda,
fac parte din grupul oamenilor care au făcut parte din Consiliul Local al Sectorului 6 timp de 20 de ani și am participat, am fost foarte aproape de către domnul Ceuță și tot ceea ce înseamnă această universitate biblică pentru învățământul românesc. Încă o dată vă mulțumesc, doamna ambasador, și mulțumim statului finlandez pentru sprijinul care ni l-ați acordat. Mulțumim! Vă mulțumesc! Domnul, poftiți! Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Consider că a fost un festin atât intelectual cât și spiritual. Întrebarea mea este pentru doamna Alina, manager proiect Alina Cârjă. Nu cunosc foarte multe lucruri, de curând am auzit despre școala gimnazială română finlandeză. Întrebarea s-ar constitui din următoarele cuvinte. Accentul este pus pe valorile etico-morale și valorile etico-creștine? Și dacă da, în ce procentaj valorile etico-morale și valorile etico-creștine? Vă mulțumesc frumos! Cred cu tărie că în momentul în care începem să formăm caracterul tinerei generații, este momentul în care o să avem o șansă. Deci, da, punem accent pe valorile morale ale acestei noi generații. Cred însă că în momentul în care religia intervine, lucrurile încep și se complică, pentru că încep bătăliile pe doctrine și pe cine are dreptate și cum sau care formă de închinare e mai bună. De aceea, niciodată n-am facilitat vreuna dintre confesiuni să fie reprezentată mai mult, ci am lăsat ca fiecare să poată să își manifeste propria credință și mai mult decât atât am încurajat părinții să insiste asupra valorilor acestea spirituale acasă, pentru că acasă se învață în cine crezi. Noi la școală vedem doar rezultatele celor care nu prea cred. Mulțumim. Poftiți, doamnă. Microfonul, vă rog aici microfonul. Vă rog să vă prezentați. Sunt Delia Ocnean și am o întrebare pentru domnul Dac. Dacă project learning sunt bazate pe un singur domeniu, adică fiecare materie are propriul lui proiect sau este o colaborare, de exemplu, științele toate lucrează într-un singur proiect și realizează astfel de lucruri? There are different ways to go about design thinking and project-based learning. In the school that we're creating, it will be outside of our core curriculum. However, it will incorporate all the different disciplines. Because if they're creating, let's say they're creating a blanket that will warm and vibrate somebody that has post-traumatic stress syndrome, they will need to know mathematics, physics, electrical engineering, all those components, plus learn some of the social sciences at the same time. Inside of our traditional classrooms, project-based learning will be primarily within that subject, but yet will expand out into other pieces. If a student says, I want to build a bridge, they will need to learn about physics, mathematics, or whatever that may be. So it's twofold. Mai are cineva o întrebare? Dacă nu mai sunt întrebări, o să-i dau cuvântul lui Alina, iar pe dumneavoastră, eu personal vreau să vă mulțumesc că ați venit aici și vă invit la un timp de părtășie să servim în hol ceea ce echipa de la protocol a pregătit. Vă mulțumesc și vă așteptăm de fiecare dată cu bucurie să vizitați școala noastră și proiectele care noi le avem aici. After the we'll finish the meeting, we'll have a time of fellowship. Mulțumesc și eu tuturor participanților, dar aș vrea să onorăm câțiva, de fapt câteva doamne. În mod special și aș vrea să vă invit să o aplaudăm pentru munca deosebită pe care o depune pentru statul român pe excelența sa, doamna ambasador Päivi Pohjaniemo. Vreau să-i ofer o floare. Oferă-i o floare, te rog.
De asemenea, doamnei deputat Florica Cherecheș, vă mulțumim că o să duceți concluziile noastre mai departe și vă mulțumim că ați participat. Doamnei consilier, care sigur va face întâlnirea cu directorii și cu domnul primar, nu-i așa? Și vrem să vă mulțumim foarte mult pentru... mai avem un invitat din cadrul ambasadei pe care vreau să o onorăm, doamna Anne, or Annie, the deputy. Vrem să o onorăm și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și eu personal aș vrea să o onorez pe colega cu care am început acest proiect, și anume Roxana Stan. Și vreau să-ți mulțumesc pentru toată dedicarea. Vă mulțumim. Mâncarea e foarte bună, promit, așa că merită să mergem afară. Și haideți să mai aplaudăm o dată pe acești minunați copii care au făcut o treabă bună. Și nu uitați chestionarele. Vă rog să nu uitați chestionarele. Și vă mulțumim, o seară minunată.